Bun găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport. Unul dintre sportivii premiați la gala premiilor de excelență a fost Ion Buligă, cel care în urmă cu mulți ani a fost multiplu campion și recordman la decathlon. În prezent secretar general al Federației Române de Atletism, Ion Buligă are gânduri mari pentru Drobeta Turnu Severin, oraș din care a plecat spre marea performanță. Printre cei 4 premiați la gala premiilor de excelență organizată de primăria Drobeta Turnu Severin s-a aflat și un nume mare din atletismul românesc. Fostul recordman mondial de atletism Ion Buligă, în prezent secretar general al Federației Române de Specialitate. Fostul mare atlet a rămas severinean și are două mari dorințe pentru orașul care l-a propulsat în marea performanță. Produs al Clubului Sportiv Școlar din Drobeta Turnu Severin, Ion Buligă, de 8 ani de zile secretar general al Federației Române de Atletism, alături de nume de legendă, gen Gabriela Sabo și așa mai departe. Primii acolo, domnul profesor. Mulțumesc tuturor medetințenilor că m-ați crescut și ați avut încredere în mine. De când am plecat din Turnul Severin, am avut un vis să înființeze un club al municipalității în care să aibă și o secție de atletism. S-a înființat. Mai am un vis, atâta timp cât o să fiu secretar general, promit domnului primar și consiliului local, să facem și că vă sprijinim logistic să facem stadionul urmai, o pistă de atletism. Sărbători fericite, dedic acest premiu antrenorului meu, Marius Marian. Sperăm că în 2012 și stadionul Angelescu să redevină ceea ce a fost și, de ce nu, același lucru dorim și atletismului severinean, pentru care 2011 a fost cam sărac în performanțe sportive. În primele zile ale lunii ianuarie, lotul național de basket feminin Under 18 al României se va afla în pregătire în sala polivalentă. Acest stadiu de pregătire se va finaliza cu două jocuri cu naționala similară a Serbiei. Din păcate, ambele urmând să se dispute la Kladovo. Prima acțiune de amploare în sala polivalentă se va desfășura chiar din primele zile ale lunii ianuarie și va avea în prim plan din nou un lot național de basket feminin. Național Under 18 fete va fi prezent la noi în oraș pe data de 2, când la ora 16 probabil va avea primul antrenament, urmând un stagiu de pregătire de aproximativ o săptămână, care se va finaliza cu 2-3 meciuri care vor fi disputate la Kladovo cu naționala similară a Serbiei. Din păcate, datele problemei dublei întâlniri cu naționala Serbiei sunt total schimbate față de primele informații pe care le aveam noi. Ați fost la Kladovo, știți despre ce e vorba, cam cum se preconizează să desfășoare aceste partide? Din cât am înțeles eu, naționala României va fi cazată în Kladovo, meciurile, bineînțeles, vor avea loc în sala polivalentă din orașul Kladovo. Cred că, din câte am înțeles, că naționala Serbiei va veni cu echipa de bază. Sunt convins că vor fi pentru noi niște meciuri de pregătire foarte importante și interesante în același timp. Oricum este de apreciat faptul că din ce în ce mai mult federațiile de specialitate se îndreaptă spre Drobeta Turnu Severin cu jocuri oficiale și de verificare, dar și cu stagii de pregătire pentru diferitele loturi naționale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!